Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Aurel și astăzi vreau să discutăm despre noul update, pentru că am mai primit un update, dragii mei, și ce credeți? De fapt, în update-ul ăsta avem mai multe de spus. Am o veste proastă și două bune. Vestea bună, una din cele două bune, e că am primit o rută nouă realizată de cei de la TML. E vorba de ruta 245, pe care noi astăzi o vom face. Și o veste bună e că am autobuze aici. Am autobuze AI, dar ideea e că trebuie să știți încă de la început că aceste autobuze AI nu o să le regăsim în trafic deocamdată, le avem doar aici în garaj. Dar e super, super wow. Nu o să putem să urcăm sus în ele, nu ne dă voie, dar nu contează asta, pentru că noi avem autobuzul nostru. Ce vreau eu să vă mai spun e că a apărut și un autobuz nou pe care îl vom avea în viitor oferit de cei de la TML pentru a-l putea juca. Da, și vă spun imediat despre ce este vorba. Este vorba despre VDL. Acesta este autobuzul. Eu zic că e bine. Eu zic că e bine, e un autobuz pe care îl avem doar aici în garaj, dar pe viitor va fi implementat și în joc și vom putea merge cu el, ceea ce e super, super wow. Bun, încă o chestie interesantă e că nu știu dacă avem în garaj autobuzele astea, hai să vedem dacă le regăsim pe acolo. Tind să cred că nu. Dar cred că pe viitor, pentru că ar ocupa spațiu, vă imaginați, nu? Adică, na, dacă jocul va fi și multiplayer, o să ai nevoie de spațiu, nu poți să ai autobuze AI în garaj. Dar mergem până acolo să vedem dacă, într-adevăr, avem sau nu. Sunetul e cam tare la pașii făcuți de șmecherul ăsta al nostru. Merge un pic cam Hegeș Golan. A, uite că avem și în garaj. Wow, wow, wow. Superb, superb, superb. Bine, până la urmă câte locuri poate să ocupe. Ia uitați-vă, fraților, ia uitați-vă. Bă, asta vă îmi doream, bă. Eu asta îmi doream, fraților, credeți-mă pe cuvânt. Îmi doream să văd... Să văd autobuzele astea aici. Păcat că încă nu le putem vedea în trafic. Sau eu știu, poate sunt. Nu cred. Nu cred că nu au anunțat nimic despre asta. Nici nu ne-au spus de fapt că vom avea autobuzele astea aici în garaj. Poate erau mai de demult și nu știu eu. N-am fost atent, n-am mai venit pe la garaj. Posibil, posibil. Bun, hai să urcăm, să urcăm sus și să ne facem de cap cu autobuzul nostru. Avem un reskin realizat de comunitate. Îl punem la treabă astăzi. Sper eu să ne descurcăm corespunzător. Înăuntru, ce să vă mai spun? Arată la fel cum arată toate în general. Bun. Ia să mă, ce cu camera? Asta zic. Despre ce vorbim? Stai așa să pornim măgăoaia. Opa, ștergătoare? Avem ștergătoare. Dar de ce avem noi ștergătoarele pornite? Nu te cred așa ceva. Păi și mai știu cum să opresc ștergătoarele astea? Să mă bată tata dacă mai știu. Hai că vedem, pornim autobuzul. Ia să vedem. Le-am oprit? Da. Le-am oprit. Bun. Geamul e ok. E aici. Îl ținem închis. Altceva ce trebuie să mai facem? Ia să vedem. Ușile se închid. Băgăm... Bă, dar totuși camera asta e prea sus, bă, frate. Așa, mă, tată. Așa, hai să dăm start. Avem 9, 2, 8, 4. Aici. 9,
2, 8, 4, înainte mergea și de pe numpad, acum nu mai merge. Ok, ce mă, nu e bine? Ah, trebuie să dăm ok, ok, linia 245, corect, și turul 22. Suntem un pic în întârziere, pentru că, hai să vă arăt, pentru că noi am cam șomat pe aici, trebuia să plecăm la și jumătate, dar să ne scuze pe noi. Nu știu dacă putem schimba, putem da restart? Nu putem da restart. Ok, nu-i problemă. O să avem întârziere din start. Aia e, nu-i problemă. Dar nu, nu, camera nu e bine, nu e bine! Cred că așa ar trebui. Ok. Bun, să aprindem și niște lumini. Fază scurtă. Hai să vedem în afară cum se vede toată treaba. Bun. La semnalizare încă n-au făcut nimic. Știți că vă spuneam că nu se văd foarte bine. Sperăm pe viitor să se rezolve și problema asta. Bun. Aer condiționat nu am nevoie. Una de mână scoasă și plecăm pe traseu, dragilor. Mamă, ce mă bucur că încep să apară autobuzele astea aici. Ce mă bucur. E superb, e superb lucrul ăsta, mă bucură. Și VDL-ul ăsta, mamă, nu veni... Deci eu când l-am văzut acum când am intrat, nu venea să cred. Am zis, mamă, ce vorbești, mă, tată? Păi dacă vine și ăsta, e super. E super. Încă simt lipsa camerei 8. Sper într-un final să ajungă și acea cameră o modificare. Dar începe să prindă contur joculețul nostru și asta mă bucură. Să trăiți, să trăiți, nu e nimeni. Se deschide automat. Așadar, traseul 245 astăzi. Au mai implementat băieții niște detalii pe care sper să le vedeți singuri. Lidl-ul pe care îl avem exact ca în realitate. Iarăși un lucru bun. Lucru bun, bun, bun. McDonald's, iarăși ca în realitate, băi, băi, câte licențe au băieții ăștia, mă, bravo, mă, bravo, frumos, frumos, ce să zic, super. Op, ușurel, ușurel, că e ăsta sprinterul, era să zic, că e, ăsta e Mercedes Vito. Mă bucur că au reușit să scoată acea, nu știu cum îi spune exact, dar știți că era pe filmare, se vedea ca și cum tu mergi cu 40, dar arăta de parcă mergeai cu 120, știi? Au scos acea animație, ca să, animație, nu animație, mă, cum dracu mă îi spune, mă, că parcă îmi vine să o iau de undeva dintr-un serteraj, dar nu o găsesc. Da, era așa un fel de bloom, dar cu un fov mai de la distanță, oricum nu făcea bine. Avem și mașini noi, uite și DAF acolo, pe care nu l-aveam înainte. Manu e man, ia uite la asistență, frumos. Începe să prindă contur toată treaba și mă bucur să văd evoluția. Chiar mă bucur. Chiar mă bucur. Ok. Trebuia să mă uit un pic că nu eram sigur dacă e tot ok. Traseul avem pus. Asta, avem un pic de întârziere. N-am ce să fac. Sper să ne ofere posibilitatea pe viitor să putem schimba și timpul, ca să putem, da, îmi imaginez în momentul când vom avea cariera, atunci cred că modul cariera, atunci cred că o să putem face și lucrul ăsta.
dar da, da, îmi place. Păcat că încă nu avem AI-urile, autobuzele AI în trafic, dar mă bucur că deja a început toată treaba, adică se muncește, se muncește de luni bune la autobuzele AI. Când vor apărea autobuzele AI, să știți că vor apărea și tramvaile. Ia uite, bă, a dat peste indicator nenorocitul ăla, mă. A dat peste indicator, mă, nenorocitul ăla, mă. Și iarăși o chestie faină asta, că vom avea și tramvai AI. Era și normal să se întâmple chestia asta, odată ce ai linie de tramvai, să nu vezi un tramvai măcar oprit în stație, în puii mei, dacă nu merg, știți? Că totuși o să facă lag, vă dați seama, până optimizează băieții. Dar se lucrează intens la chestia asta, și la autobuze și la tramvai AI. Traficul a început să fie din ce în ce mai bun. Da, da. Și aici mă refer că e diversificat și, bineînțeles, e un pic mai atent. Merge mai regulamentar, nu se mai bagă iurea, nu mai stau în interstiții ca boii. Se mai întâmplă uneori, asta e și în realitate se întâmplă, dar nu ca înainte, unde erau acele probleme. Să fac optimizări mai tot timpul, upgrade iarăși la Unreal, la engine undeva la 5.1 sau 5.2, ceva de genul. Iarăși un lucru bun, iarăși un lucru bun. Noi mergem acum pe capătul la 245 pentru a pleca în cursă, asta facem noi acum. Au modificat un pic și la volan, să știți, avem un feedback mult mai ok. Nu se mai mișcă volanul așa ușor. Și asta mă bucură. Nu știu dacă au băgat vibrații sau ceva de genul. Dar cred că vibrațiile există dacă ai un controller potent, dacă nu joci cu volan. Da, traficul la mine mi se pare că e pe maxim, de aia și e așa de aglomerat, dar fără trafic n-ar fi ce trebuie. Da, avem force feedback, asta înseamnă că avem și vibrații în momentul când joci cu controller. Superb, superb, superb. Au apărut mașinile astea cu macara în spate pe care nu le aveam și iarăși un lucru bun. Începe să-mi placă din ce în ce mai mult. Voi vă dați seama că jocul ăsta va fi multiplayer? Să ai câțiva băieți, 2, 3, 4 băieți sau chiar mai mulți cu care să te înțelegi și să poți să faci trasee. Adică tu să fii manager de transport, da? Op, 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 sau șeful companiei de transport public și să ai 4-5 șoferi în subordine și să le dai trasee pe care să meargă. Nu știu, într-o zi faci traseul cu tare, toată lumea să facă același traseu. Adică aș crea o poveste cât mai real, cu putință, cât mai reală și cu siguranță va avea un feedback ok din partea voastră. Abia aștept, deși trebuie să vă dezamăgesc, modul carieră va apărea abia pe la anul, cam așa ceva, dar multiplayerul, bine, ei zic anul ăsta, dar în totalitate nu-l vom putea avea anul ăsta decât în free room, cum ar veni, adică fiecare să joace, să te întâlnești cu oamenii pe aici. Cu siguranță nu va fi coliziune ca să nu poți face să te bagi unul în altul. Dar cred că când va veni modul carieră la anul, atunci poți să spui cu adevărat că jocul ăsta e acolo unde trebuie și poți să folosești modul multiplayer implementat în modul carieră. Cu siguranță poți să faci mod carieră să manageriezi în multiplayer. Eu cred că se gândesc la chestia asta. Altfel n-ar avea niciun sens să dai drumul anul ăsta doar la multiplayer free room. Ca așa s-a specificat. Deci odată ce menționez chestia asta, e clar că multiplayerul va fi mult mai complex.
și va avea legătură cu modul carieră. Eu așa cred. Acum, da, să vedem. Ajungem destul de greu pe capăt, e foarte aglomerat. Nu e nicio problemă până la urmă. Soarele e aici. Op, op, op. Te-ai oprit ca bou. Să te uiți la... Nu știu la ce să te uiți. Ok, noi o să facem stânga aici. Camera nu stă fixă, la un moment dat se mișcă. Hai, hai, boss! Opa, avem un claxon mai bun. Avem un claxon mai bun. Era probleme cu claxonul. Ei, îl avem ceva mai decent acum. Deci a umblat și la claxon. Asta e bine. Ce trebuie să vă mai spun? Bă, nu era, să zic așa, numai decât... o problemă mare că nu aveam ruta asta 245, pentru că comunitatea au făcut destul de multe rute, adică chiar aveai pe ce să joci, dar venind oficial, asta e un plus valoare, pentru că vă dați seama, e făcută ca realitate, deci rutele scoase de TML sunt exact ca realitate. Deci cu siguranță și ei ar fi scos mai multe rute dacă aveau... Trebuie să ne dăm în dreapta, sperăm să ne lase. Ne las. Dacă ar fi avut și harta gata, da? Pentru că încă se lucrează la hartă. Vă reamintesc, suntem pe Berlin și oamenii spun că... nu ar putea să implementeze rute noi dacă nu e harta gata pe unde merg autobuzele, pentru că ei vor să facă exact ca în realitate. De-aia și clădirile 3D, o să vedeți, unele clădiri sunt exact ca în realitate. Cine a fost prin Berlin, cu siguranță poate să ne spună dacă astfel de clădiri există în zonă. Bine, nu e la un nivel de detaliu exact, exact ca realitate, 100%, dar cu siguranță e undeva pe acolo. Deci episodul ăsta o să fie destul de lunguț, pentru că, după cum puteți observa și voi, încă n-am ajuns pe capăt să începem cursa, cum ar veni. Dar nu contează, nu cred că vă displace. Asta face dreapta, suntem cam prost puși aici. Hai să dăm totuși pe poziție, să lăsăm. Să ne băgăm farurile ziua mare prin oraș. Ok, aer condiționat nu avem nevoie. Presiunea aerului e ok. 3,8 grade Celsius. Deci temperatura e de aprilie. Oricum, autobuzul, acest simulator e top. E top. Vă spun eu. Ușor, 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 tătic, ușor, tată, ușor. Ce greu, ce greu, ce greu. E bine că nu se mai oprește ca înainte. Îmi place că traficul te lasă, adică că ești autobuz, exact ca în realitate, știi? Adică nu te șicanează, nu te... Uite, iarăși chestiile astea, vedeți reclamele de pe blocuri, de pe... E un detaliu care aduce plus. E un detaliu care aduce plus. E super. Asta e... ce e asta? Volkswagen. E pasat ceva. Sau, știu eu, Opel Insignia. Nu știu ce să zic. Nu au licențe pentru mașini. Din păcate, nu au reușit. Poate pe viitor. Poate pe viitor, dar până la urmă e vorba despre un bus simulator, nu despre car simulator. Așa cred că cu toții putem să omitem că siglele nu sunt reale. Părerea mea.
Avem vibrații, avem suspensii. Eu zic că e mai mult decât decent pentru un simulator early access, încă o dată menționez, un simulator în dezvoltare, în plină dezvoltare. Cu siguranță jocul ăsta, când va fi gata, va fi prețul schimbat la el, va fi destul de scump, vă spun sincer, pentru că s-a făcut evoluții foarte multe de la început. Jocul ăsta nu arăta așa la început. Dacă vrei să știi cum arăta și cum poți să intri în playlistul de pe canalul meu și să te uiți la primele episoade, să vezi că e diferență. Mai ales au schimbat engine-ul, voi vă dați seama, engine-ul ăla, și se cunoaște, pentru că înainte agăța jocul, mai avea probleme. Ei bine, acum nu poți să spui același lucru. Deci nu poți să spui același lucru. E clar un plus și engine-ul. Op, 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 ușurel, tata. Încerc să găsesc camera din spate, dar aparent nu găsesc. Ce am făcut aici? Nu vreau. Trebuia să reportez ceva, dar nu. Am apăsat greșit. Scuzați-mă. Încerc să caut camera. Înainte aveam o cameră care mi-a arătat dinăuntru, din spate, dar uite că nu mai merge. Cred că au scos-o, oare? Sau n-am eu bind pe... Hai, băbiță, că ai prioritate. Boss, ai prioritate, boss. Asta zic. Ești începător? E începător, mă, ăsta, mă. E începător. Vedeți și voi de cât timp mergem. Deci câtă evoluție au avut și pentru hartă. Deci... incredibil, băieții ăștia. Și credeți-mă pe cuvânt că se fac foarte greu hărțile. Foarte greu, deci... eu am văzut, pentru că au pus la dispoziție și un editor unde un practic engine-ul, opa, început ploaia, super, unde efectiv poți să-ți faci ruta ta, poți să-ți faci harta ta, dar e foarte greu, se pierde foarte mult timp în acel program ca să faci, ce spun, ploaia se aude fenomenal și se vede fenomenal în jocul ăsta. Nu știu ce să zic, din punctul ăsta de vedere, pe mine jocul ăsta m-a câștigat din prima, din cauza ploii. Da, și ziceam de acel editor, băi, e foarte greu de lucrat cu el, practic... în programul ăla lucrează băieții ăștia și fac jocul. Poți să adaugi tu clădiri 3D, să adaugi texturi. Exact, poți să faci exact ca realitate, dar e foarte mult de muncă, foarte mult de muncă. Adică eu l-am încercat, vă spun sincer, l-am instalat, dar n-am rezistat și l-am dezinstalat pentru că m-am chinuit vreo zi jumătate și n-am reușit nici măcar să fac o intersecție. Deci am tras un drum, am vrut să-i pun niște trotuare, nu mai vorbim blocuri, copaci, alea, semafoare, no, niciun caz. Efectiv, e foarte greu și de asta au băieții ăștia toată aprecierea mea. Ia uitați-vă și voi cum arată, uite, au început să apară bălțile. Picăturile astea de ploaie chiar sunt super realiste. Sunetul la fel. N-ai cum să nu place așa simulator. Nu ai cum. Cine a jucat OMSI, cu siguranță vede marea diferență. Plus, suspensia e și aici. Adică, nu știu, și se aude în autobuz, se aude ca în realitate. Acum, cred că fiecare dintre noi a mers pe autobuzul și știe cum se aude și ce se întâmplă. Uitați-vă și voi cât de frumos arată. N-ai cum așa ceva. Îmi place. Uite, au o licență și la benzineria Total. Total e din Franța, dar activează și pe teritoriul Germaniei. Acum putem să aprindem și noi farurile. Un lucru mi-aș fi dorit
Și sper pe viitor să se rezolve, să avem parte de, ce credeți, de un sunet mai tare al motorului. Mi se pare încă foarte, foarte timid sunetul motorului, foarte încet, adică se aude, dar l-aș fi vrut un pic mai tare, cred că nu e chiar atât. Bine, motorul până la urmă la autobuz din spate, cât poți de tare să-l auzi, dar parcă simți nevoia să-l auzi un pic mai tare. Cel puțin când accelerezi, adică, na, părerea mea, nu știu, poate greșesc. Aici tot ok. Da, nu, v-am spus, pe mine m-a fermecat cu totul simulatorul ăsta. Are ce trebuie și mai ales potențial. Iar când va veni AI-ul, deci pentru mine AI-ul face mai mult decât multiplayer-ul, vă spun sincer, în momentul de față. Cu multiplayer-ul, iarăși pe partea cealaltă, când va fi implementat, va fi destul de dificil, pentru că cu siguranță vor fi buguri, vor fi probleme și până se stabilizează multiplayer-ul în joculețul ăsta, cred că va dura ceva timp. Așa că nu fac prea... Ia uite-l! Au, ce-ai făcut? Ce-ai făcut, Mercedes? Era să te fac zob. Uite, acolo avem un Volvo sus pe asistență. Și uite, vedeți că are și licuricea în spate, bă. E chiar asistență. Superb, avem texturi și pe cauciucuri, vedeți? Pe talpa cauciucurile înainte nu erau, n-aveau texturile astea. Superb. Ce să... m-a câștigat, deci eu abia aștept jocul ăsta. Mai ales să iasă modul carieră. Bă, băiatule, deci nici nu încape îndoială să nu fac eu o carieră, să nu... Băieții ăștia și-au pus în cap, vor să facă tot Berlinul vor să-l facă. Deci, cu siguranță după aia vor veni și DLC-uri. Va fi nebunie jocul ăsta. Ia uite, cu scârție din cauza că nu are apă pe parviz. Bă, cât de tare, bă, frate, cât de tare. Vedeți, un detaliu simplu care... Adică... N-am luat nimic, pur și simplu a sărit autobuzul prea tare și a dat, cred că, cu botul de pământ. Puteți să dați pe reluare că aveți opțiunea și să vedeți că așa e cum spun. N-am luat nimic, efectiv, chiar nu am luat nimic. A, și încă o chestie. Sperăm pe viitor să bage, să implementeze chestia asta cu reparațiile, dacă tot avem garaj, nu? Să, dacă am atingem, să-l ducem la reparat, nu? Să murdărească, să-l spălăm. Să vedem, hai că poate, nu cred că se poate implementa să, na, că n-au reușit nici aia de la SCC. Știi, să se îndoaie bara, ceva, aripa, să se strice o ușă, dar măcar așa, cât de cât să simuleze cât mai bine, știi? Adică nu doar să se audă poc. Bă, da, avem ceva de mers. Avem ceva de mers, să mă bată tata dacă nu, uite. Deci noi, uitați-vă cât am mers. De aici am plecat din depou și noi trebuie să ajungem aici. Băi, noi trebuie să ajungem aici. Voi vă dați seama cât avem de mers. E incredibil. Și după aia ruta merge pe aici. Deci uitați-vă cât au făcut, cât a lucrat. Eu nu m-am uitat pe hartă. Ok. Bun, și după aia mergem pe aici, aparent. Astea sunt toate stațiile. Deci o să iasă un super, super episod. Nu-i nimic. Cu siguranță știu că veți rămâne alături de mine. Așa-i când pleci de la garaj ca să începi ziua de muncă. Deci trebuie să o lași încet pe la liniile astea de tramvai, că există riscul să dai cu autobuzul de pe...
practic am traversat tot orașul, ești bun la cap. Trebuie să aprind luminile. Hopa, ia uite TML. Ia uite bă, reskin-urile mele. Ce ziceam, mă, că... A, ba, nu e reskin-ul meu, e TML-ul. A, crezi că apar reskin-urile mele, mă. Nu vor, mă, nu vor. Ce aveți, mă? Ia uite, mă. Era să facă bun. Da, e mult mai bine. E mult mai bine acum cu traficul. Păi de atunci, la cum am mers, trebuia să am vreo 2-3 bușiți. Ia uite, acum am spus doar. Acum am spus. Asta, chestia asta nu e reglementată încă, văd că. Tot timpul am observat chestia asta. Cei care vin de pe, din stânga ta nu ți oferă prioritate, deși tu ai oarecum... cum să spun, ei sunt în lateral, adică nu sunt fața ta și fac dreapta, știi? Ei sunt lateral, în lateralul tău, ei semnalizează și se bagă. Nu contează cât tu ești acolo, știi? Asta nu e normal, ar fi trebuit să cedeze trecerea, să lase autobuzul să treacă și după aia să intre în spatele tău, dar, da. Cred că e mai greu de implementat, așa că trebuie să avem noi grijă pe viitor, când mai vedem căpcăuni de ăștia, să evităm, să-i lăsăm să intre, să facă, să dreagă, ca să nu ne trezim cu avarii la autobuz. Ah, da, ce? Nu putem face dreapta ca are ăla pietoni pe trecere, nu? Hai, boss! Asta zic. Vedem noi dacă avem cu dita mai autobuzul cum să facem dreapta aici. Să aprind eu luminile până atunci. N-au autobuz. Așa. Stasic. Păi nu? Și aș putea și aici, ia. Sau când se deschid ușile? Da, lasă când se deschid ușile doar. Gata. Caz rezolvat. Se aude o leacă? Se aude o leacă ploaia? Dacă mai intrau și picături înăuntru, era prea de tot. Se aude tare ploaia, nu? La sunete, să zicem că pe aici colo mai trebuie băgate un pic de degetuțele. Hai, boss. Ușurel așa, că nici pietonii ăștia nu o să treacă chiar toată ziua. Hai, boss, hai, că ne prinde roșu. Ne prinde roșu și nu o vreau. E cam lunguț pentru traseul ăsta. E cam lunguț pentru traseul ăsta. Încă nu s-au implementat amenzile. Vedem pe viitor. Dar v-am spus, cred că cel mai sigur în momentul când va fi modul carieră implementat, atunci o să avem și amenzi și așa mai departe.
Și încă o chestie, după ce faci accident cu o mașină, dacă ea rămâne pe loc, la un moment dat dispare și ți eliberează calea, adică nu se blochează. Înainte se bloca, efectiv nu puteai să faci nicio mișcare, că dacă se punea de-a curmezi și în fața ta, gata, acolo rămâneai. Ne lăsăm și pe... Asta zic, frățiver, asta zic. Asta zic. Hai că am trecut. Ne-am încadrat. Ne-am încadrat. Bă, dar plouă, nu se încurcă. Plouă, tată. Păi când, Doamne iartă-mă, mă, să ajunge acum? Fie antenă, că noi trebuia să ajungem acolo la 16:30 și să plecăm. Păi, boss, de unde atâta fericire? Că e 17:06 minute și eu nici măcar n-am ajuns pe capăt. De unde atâta fericire? Aia e, mai stă lumea, ploaie. Șurel. De aici am mai fost, cred că știți, cred că și data trecută am fost pe aici. Deci încă n-am început ruta, încă n-am ajuns pe capăt. Care mă descârțe? Am trecut pe sub copaci și probabil nu mai e posibil. Mai picura așa, dar... A, ba nu, s-a oprit ploaia, mă, s-a oprit ploaia. Se mai aude așa câte un picor, dar nu... Asta e doar pentru dreapta? A, am făcut bine. Am făcut bine că m-am băgat atunci pe aici. Dacă e doar pentru dreapta. A început iar. Wow, era să mă urc pe bordură, dracu. Dar chiar m-am urcat. Ce n-am văzut? N-am văzut mașini de gunoi. Astea nu, n-ar trebui să lipsească dintr-un oraș, nu? Hai că mai avem un pic și ajungem pe capăt. Înainte și la dreapta. Hai, boss. Dă-i cu tupeu. Nu te uita. Opa, nu mă lasă. Păi stai, ce-ai făcut atunci? Păi dacă nu mă lași, eu cum ajung la traseu? Ia să vedem. E groasă treaba. Nu ne lasă să ne ducem pe acolo. Înseamnă că a greșit GPS-ul. Bun, și cum procedăm atunci? Facem stânga împrejur? Avem posibilitatea asta? Avem. Ia-o. Cum atingem? Că atingem mașini, cred. Ia. Nu atinge nicio mașină. O luăm din altă parte, ce să facem? O luăm din altă parte.
Să ajungem unde vrem, nu? Ia să vedem. O luăm pe aici, corect. N-am ce să fac. Efectiv, e interzis pentru autobuze pe acolo. Probabil nu e gata. GPS-ul a dat și el ruta mai scurtă. Dar a dat toți banii cum ar veni, știi? Noroc că am avut unde să întorc. Altfel, dacă mai aveam vreo unul stânga, aleluia, acolo rămâneam. Nu știu dacă pot să fac dreapta aici, s-ar putea să trebuiască să merg pe principală până în capăt și după aia să fac dreapta. Eu o să semnalizez și vedem, stau pe două benzi, să vedem dacă ne dă voie, deși ar trebui să nu fie problemă, să putem face dreapta aici. Hai că vedem. Da, păcat că nu ne-a dat voie pe... Deci, practic, undeva pe aici noi trebuia să mergem, dar uite că nu ne-a lăsat. Încercăm pe aici, dacă nu ne ducem pe partea cealaltă și dată. A, fii atent, chiar dacă pui pe pauză, el tot se duce. Uite că pe aici ne-a lăsat. Uite că pe aici ne-a lăsat banditul. Pe unde e mai îngust? Oh! Stânga! Să mă bată tata! Hai, ușor, nu te agita! Hai, prima dată când intru pe traseul ăsta, ce să fac? Na, nu le știu pe toate. Uite-te și tu câtă treabă avem. Îmi place că avem... Am atins ceva. Îmi place că avem senzor de parcare. Îmi place că avem senzor de parcare, tată. Aici suntem între blocuri, pe străzi, adiacente ceva, că... N-am văzut stație de autobuz. Bă, da, nu se mai oprește ploaia, mă. Îi dă groaznic, nu așa. Ce, mă, nu poți să treci? Nu cred. A, e mașina parcată. Păi ce să vă fac, mă, frate, dacă parcați în drum? Așteaptă și tu. N-ai ce să faci. Asta e. Șasea, patra, 23. Băi, ești, mă? Am făcut 13 km, am mers 40 de minute. Pe ce facem, mă? Alo? Alo, gara? Ia uite, bă, băiatule, ce-mi facem. Și tocmai lăudam traficul. Na, că nu pleacă. Nu pleacă din cauza la ăla care a rămas în mijlocul intersecției. Super, super, ce să zic. Cred că până la urmă ăla nu scape, îl iau înainte. Cred că până la urmă nu scape, cred că îl iau înainte. Da. Și până la multiplayer și autobuze AI se va lansa acel VDL pe care vi l-am arătat mai la început la garaj. Ia uite, mă, dracu. Ce ai, mă? E accident, îi dai telefon, ce? Ia uite cum stă în ploaia asta, mă. Bă, nene, dă-te, mă, la o parte. Mamă, ăsta a blocat tot traficul. Dacă nu pleacă la următorul semafor, îi dau un bușai. Na, l-ating așa un pic. Na, că l-a lăsat. Ai trecut pe roșu, bă, nene. Nu, n-are niciun gând.
așteptăm un pic. Asta zic. Și acum ar trebui să dispară. Mamă, dar ce față de mafioți aveți. Ar trebui să dispară, am zis. Hai că dispare dacă e. Ce facem, mă? Ne batem joc? Eu mă grăbesc. Da, în realitate să nu faceți așa ceva. Nu, dar ceva s-a întâmplat cu el. Se mai dereglează, v-am spus, na, se mai întâmplă să mai dai și de bizoni în trafic. Deci, na, ne asumăm. În cazul de față, ar fi trebuit să mă opresc. Bă, da, totuși, cred că durează cam mult. Cred că durează cam mult. Bun, până la urmă, în mare jumătate de update l-am făcut, adică informații am dat. Nu reușim să facem și ruta. N-are nimic atunci. Dacă e, facem într-un episod viitor. Ajungem pe capăt și o să ne oprim acolo, pentru că deja se lungește prea mult și nu o să aveți răbdare să vă uitați la tot clipul. Și într-un episod viitor o să vă prezint ruta 245 și o să plecăm direct de acolo. Na, cum ați văzut cum am plecat din garaj, ați văzut, v-am prezentat aiurile și noua vedetă care va să vie în viitor. Și aia e, ia uite ce parc aici. Pentru că nu vreau nici să vă plictisesc și plus de asta ar mai dura încă, cred că vreo 40 de minute și iarăși se acumulează la cât am făcut până aici și e destul de mult, cred. Dar, oricum, cred că ați avut parte de informații pe care cred că le-ați prins ideea și eu sunt mulțumit că am reușit să fac și atâta lucru. Aici e zona nouă, n-am mai fost pe aici, e prima dată. Mai bine data viitoare poate se oprește și ploaia. Avem verde! Asta zic. Bă, dar știi ce? Nu știu sigur dacă acolo e capătul. Așa, aici în dreapta. Da, că noi veneam din partea ailaltă. Gata, m-am înțeles. Am înțeles ideea. Deci noi aici o să facem dreapta. Intrăm înăuntru. Corect. Noi aici am mai fost. Stai că pe aici am mai fost. Doar că am venit prin altă parte. Ați înțeles ideea? Ați înțeles cu siguranță că eu știu că am public inteligent. Da, doar că am venit noi prin altă parte, asta e toată treaba. Ia uite, dracu, ăsta scârție. Mă doare urechea, bă, lasă-o încet, mă. E, aici nu mai avem autobuze, aici, doar acolo la garaj avem. O să ne oprim aici astăzi, pentru că ne lungim cu episodul și nu vreau lucrul ăsta. Și o să continuăm data viitoare, dragilor. Pentru că chiar țin neapărat să... Țin neapărat să fac lucrurile așa cum trebuie. Hai să punem și avariile. Reducem pe poziție, deschidem o ușă. Și ne dăm un pic jos. V-am spus, nu vreau să ne lungim prea mult, așa că o să continuăm data viitoare cu ruta 245, cu plecare de aici, fix din acest loc, ca să fie treaba bună.
În rest, ce pot să vă mai spun? Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Sper că au fost de bun augur toate informațiile pe care vi le-am dat. Ne revedem data viitoare cu ruta 245. Stați aproape. V-a pupat. Nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. Aștept și comentariile voastre vis-a-vis de acest episod. Vă răspund inopinant. La revedere, o seară bună!